Pe canalul ăsta vorbim foarte mult despre haine și cum să te îmbraci astfel încât să te simți bine. Însă nu este de ajuns să-ți cumperi hainele potrivite dacă nu știi cum ar trebui purtate corect. Așa că astăzi vreau să vorbim despre 7 greșeli stilistice aparent nesemnificative care îți ruinează complet imaginea. Hai să vedem despre ce e vorba. Prima greșeală din punct de vedere vestimentar care strică imaginea este când îți legi șireturile în poziție verticală. Nu ăsta este modul corect pentru a-ți lega șireturile. Ce trebuie să faci în schimb este ca atunci când ai bucla în mâna dreaptă să duci șiretul peste ea, nu pe sub. Astfel, după ce ai terminat de făcut, nodul va sta în poziție orizontală tot timpul, spre deosebire de atunci când duci șiretul pe sub. Dacă miști puțin de picior, vei observa că va trece în poziție verticală. Ca să nu mai zic, am văzut o grămadă de stiluri cu șireturi legate de gleznă, legate de vârful pantofului sau chiar dezlegate de tot. E bine, eu zic că în cazul ăsta, metoda clasică și simplă este și cea mai bună. A doua greșeală stilistică pe care o faci este că ai catarama descentrată. Catarama curelei trebuie să fie aliniată cu șlițul pantalonilor și cu nasturii cămășii. După cum observi, totul ține de simetrie. Dacă elementele ținutei tale nu sunt simetrice, e bine nici ținuta ta ca un tot nu va arăta bine. De asemenea, cureaua trebuie să aibă o lungime potrivită și să fie strânsă bine, dacă nu vei ajunge la a treia greșeală stilistică, exces de material. Sunt sigur că și tu ai trecut prin asta când a trebuit să-ți bagi o cămașă sau un tricou în pantaloni și ai văzut că iese în afară mai mult decât trebuie. Asta te face să pari mai gras, își șifonează cămașa mai rău și trebuie să fii atent să ți-o bagi în pantalon la fiecare 2 minute. Există însă o soluție. Este o curea specială care te ajută să îți strângi cămașa jos, după care o bagi în pantalon. Nu costă foarte mult, în jur de 60-70 de lei. Am să las un link în descriere dacă vrei să îți cumperi una. Iar o soluție mai extremă decât asta este să îți bagi cămașa în chiloți, doar că s-ar putea să iasă și chiloții la iveală. Ajută extrem de mult și dacă alegi mărimea potrivită la pantaloni, astfel încât să îți vină perfect pe talie. A patra greșeală stilistică pe care o faci este că ai gulerul lăsat. Nu așa ar trebui să arate gulerul unei cămăși, ci drept și mândru la fel ca tine. Ai două modalități prin care poți să îl ridici. Fie investești într-un întăritor de guler, fie folosești o bandă dublă adezivă. Dai o bucată mică de bandă dublă adezivă, îți ridici gulerul și lipești o parte pe vârful gulerului și dezlipești pe cealaltă. Așa, apoi lași frumos gulerul în jos și presezi ușor în locul unde este banda adezivă. Și ar trebui să arate cam așa, spre deosebire de asta. A cincea greșeală stilistică pe care o faci este că îți ții ceasul mult prea slab strâns. Partea bună la ceasuri este că au curele ajustabile și te pot ține o grămadă de timp dacă ai grijă de ele. Însă trebuie să ai suficientă grijă încât să fie strânse atât cât trebuie și numai puțin. Astfel încât să-ți vină pe încheietură în poziția care trebuie, nu mai jos, nici mai sus. Te-am încurajat, cred că în fiecare videoclip, să-ți cumpere un ceas, pentru că părerea mea este o investiție destul de deșteaptă, iar această problemă este destul de ușor de rezolvat. Al șaselea detaliu stilistic care strică imaginea este că atunci când porți un costum, ai manșeta ascunsă. Atunci când porți un costum peste o cămașă, manșeta cămășii trebuie să iasă la iveală măcar un centimetru. Eu aproximez mărimea cam la o grosime de deget. Uite o poză cu un costum la care se vede manșeta și alta la care nu se vede. Eu cred că face toată diferența din lume. Și în final, al șaptelea detaliu stilistic care îți strică imaginea este că ai cravata prea scurtă. Întotdeauna vârful cravatei trebuie să atingă cureaua, nici să o depășească, dar nici să fie mai scurtă. Am făcut acum ceva timp un video în care explic cum să-ți faci nodul la cravată și cum ar trebui să îți vină o cravată. Așa că îl ai în colțul din dreapta al ecranului, du-te acolo și învață cum să te îmbraci bine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la Edvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa.